Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am regăsit la știri! Minerii de la mina Lupeni sunt primii care au refuzat să intre în subteran la schimbul 2 și au venit în curtea complexului energetic Hunedoara ca să protesteze. De vină, spun ei, sunt administratorii acestui colos industrial care au denunțat în această dimineață contractul colectiv de muncă al minerilor și acum mortacii pierd gratuitățile și chiar și ajutorul de înmormântare. Vestea că prevederile contractului colectiv de muncă au fost denunțate i-a scos din șut pe minerii de la Lupeni, ei fiind primii care vineri la prânz au ajuns în fața complexului energetic Hunedoara. Nu plecă! Nu plecă! Nu plecă! Nu plecă! S-a denunțat azi dimineață contractul de colectiv de muncă și am pierdut multe drepturi ce le-am avut acolo. Și nu suntem de acord ca să numai noi să plătim pentru orice. Deci tot ce s-a făcut de când s-a intrat în insolvență, doar noi. Numai doar pe noi s-a tras. Și nu suntem de acord. Ați plâns aici de lipsă? De lipsă, aia se știe mai demult. Dar acum, deci chiar, am pierdut chiar tot ce a fost. Deși mai multe drepturi care le aveam în contract colectiv de muncă. Și nu suntem de acord. De altfel, și liderii de sindicat recunosc ce au pierdut minerii și spun că atacă decizia administrației. Cele mai importante sunt ajutoarele sociale, ajutoarele de deces, ajutoarele pentru situații grave de îmbolnăvire ale salariaților pe care le puteau primi doar pentru că aveau contract colectiv de muncă. E vorba de adaosurile pentru sărbători, pentru ziua meseriei, este vorba de ajutorul pentru energia electrică și energia termică, tichetele, masa caldă, transportul la și de la locul de muncă sunt foarte multe drepturi. Administrația CEH a remis un comunicat de presă vineri dimineață, în care a precizat că relația angajat-angajator va fi reglementată în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă. Beneficiile și sporurile stipulate expres, valoric și procentual, în cadrul acestora nefiind afectate. Măsura denunțării contractului colectiv de muncă se impune având în vedere intenția de reorganizare a societății, manifestată de către administratorul judiciar, Casa de Insolvență GMC, și din cauza faptului că măsurile aplicate până în prezent nu sunt suficiente pentru realizarea unei economii la un nivel care să permită în continuare susținerea activității. Totodată, societatea Complexul Energetic Hunedoara va demara negocierea unui nou contract de muncă în cel mai scurt timp. Sindicaliștii însă nu exclud ca și alți mineri să refuze să intre în șut și să ajungă chiar în curtea CEH. Incendiul din clubul colectiv, care a curmat 64 de vieți, a durat 153 de secunde. Atât au avut la dispoziție tinerii ca să iasă din clubul devenit infern. Din cauza materialelor, a modului în care era construită clădirea, oamenii au avut doar 153 de secunde la dispoziție să se salveze. Aceasta este concluzia care se desprinde din raportul Institutului de Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani. Specialiștii au comparat înregistrările video din clubul colectiv, probele adunate de acolo cu reconstituirile la scară făcute în laboratoarele de la Petroșani. Specialiștii de la Institutul de la Petroșani, care se ocupă de stabilirea cauzelor care au dus la incendiul din clubul colectiv, au realizat reconstituirea momentelor dramatice. Au stabilit că artificiile au ars fix 15 secunde, iar după 7 secunde s-au oprit. O scânteie a sărit pe stâlpul îmbrăcat în burete de antifonare, iar atunci solistul a cerut un extintor. Potrivit Digi24, în doar 24 de secunde, flăcările s-au întins pe tot plafonul, iar flacăra a fost alimentată de instalația de ventilație. La secunda 35 încep să cadă din plafon picuri pe oamenii din public. În secunda 41 se deschide prima ușa clubului, tot atunci flăcările ajung în zona barului. Sistemele de ventilație se blochează din cauza fumului. 10 secunde mai târziu, gazele inflamabile coboară de pe tavan în zona publicului. Abia în secunda 58 se deschide cea de-a doua ușă, care în prima fază era blocată. În secunda 72 tot clubul este cuprins de fum negru și galben albui de la spuma poliuretanică. În secunda 105 în club flăcările coboară la un metru de pardoseală, adică foarte aproape de oamenii care mai rămăseseră în interior. În secunda 113 flăcările și fumul încep să fie evacuate natural de la deschiderea celor două uși, iar la secunda 153 incendiul începe să se autostingă.
Concluziile tehnice formulate de specialiștii de la Petroșani arată că atât modul în care a fost construită clădirea, cât și modul în care era amenajată au făcut ca salvarea tinerilor din calea flăcărilor să fie o misiune aproape imposibilă. Raportul INSEMEX e una dintre cele mai importante probe din dosarul în care patronii clubului colectiv și tehnicienii care au montat artificiile sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Cele mai bune 35 de unități de cazare din județul Hunedoara au fost premiate astăzi în cadrul unei gale organizate de reprezentanții Camerei de Comerț Hunedoara, Primăria Hunedoara și organizația amfostacolo.ro. Evenimentul a fost găzduit de Castelul Corvinilor din municipiul de pe Cerna. Este un eveniment în premieră, aș putea spune, la Hunedoara. Cei de la Asociația amfostacolo.ro se află într-o vizită de lucru, este întâlnirea anuală a membrilor asociației și au ales pentru acest an județul Hunedoara. Acest an poate fi decât un lucru pozitiv, vor promova cu siguranță toate obiectivele din județ pe site-ul amfostacolo.ro, care are peste 3 milioane de vizualizări. S-a lansat un site, amfostacolo.ro. Au decis să acorde premii de excelență pentru cei care au asigurat cele mai bune condiții de cazare și care au reprezentat cel mai bine turismul în România. Astăzi este gala în care se acordă aceste premii de excelență și ne bucurăm că suntem și putem fi gazdă la acest eveniment. Sunt convins că e un eveniment în plus care va contribui la promovarea Castelului Corvinilor din Hunedoara. Agenția de Protecție a Mediului, în general, sprijină orice acțiune, orice inițiativă, cu condiția ca să respecte legislația în vigoare și să fie prietenoasă cu mediul. Nu doar turismul este o activitate pe care noi o încurajăm, și alte activități economice în județul Hunedoara, cum ar fi agricultura ecologică sau alte activități, noi le încurajăm. Sperăm ca să avem cât mai multe evenimente de acest fel în județul Hunedoara. Cu ocazia întâlnirii anuale, noi am, prin tradiție, premiem cele mai bune unități de cazare din zonă, așa cum sunt ele văzute de membrii a fost acolo. Anul acesta o să ținem festivitatea de acordare a diplomelor de excelență la Castelul Corvinilor, un obiectiv extraordinar, pe care mă bucur că au ocazia să-l cunoască turiștii, membrii noștri din toată țara, pentru că unii au apucat să vină să-l cunoască, alții se vor bucura să-l descopere acum. Și o să premiem 35 de pensiuni, printre cele mai bine văzute. Foarte probabil că există și altele care ar fi meritat și ele, dar care poate nu au avut încă norocul să adune un număr de recomandări pozitive. Sunt convins că după această acțiune, apetitul, interesul oamenilor, membrilor comunității, va fi mai mare și mai multe unități de cazare și locuri interesante de văzut vor primi recunoașterea pe care o merită. Astfel au fost premiate cele mai bune unități de cazare din întreg județul. Printre acestea s-au numărat pensiuni din toate colțurile județului, de la munte, dar și din satele cu potențial turistic și nu numai. Mă simt extraordinar, mulțumesc celor de la site-ul afostacolo.ro. Eu reprezint ambele vile turistice, atât Vila Gorunul cât și Vila HD. Și de asemenea le mulțumesc și colegilor mei, domnul Alin Oprișan și domnul Gheorghe Mihai, fără de care n-am fi reușit să primim aceste premii pentru serviciile de cazare oferite. Foarte bine, nu mă așteptam. Le mulțumesc turiștilor, mulțumesc site-ului, am fost acolo.ro și sperăm că și în continuare serviciile noastre vor fi la fel. Tot în cadrul galei Diplomă de Excelență au primit și mai mulți reprezentanți ai unor asociații prin care se promovează turismul în județul Hunedoara. Legea privind indemnizația pentru creșterea copilului a fost repusă în dezbatere de demnitarii PNL printr-un proiect promovat la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților. Amendamentele adoptate în comisie sunt gândite să susțină familiile active, dar și mamele cu venituri modeste.
Indemnizațiile de creștere a copilului pentru mamele cu salarii mici vor crește de la 600 la 1062 de lei, potrivit unui proiect promovat de parlamentarii PNL. Amendamentele propuse de liberali vin și în susținerea tinerelor mame cu carieră profesională de succes, care doresc să se întoarcă mai repede la muncă. Potrivit noilor reglementări, mamele care au obținut venituri impozabile minim un an în ultimii 2 ani de dinainte de a naște, vor beneficia de concediu pentru creșterea copilului timp de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Indemnizația va fi de 85% din media veniturilor nete, dar numai puțin de 85% din salariul minim brut pe economie. Asta înseamnă că în momentul de față indemnizațiile mamelor cu venituri mici va crește de la 600 la 1062 de lei și suma se mărește pe măsură ce crește salariul de referință. Mamele care nasc gemeni sau tripleți vor primi în plus echivalentul indemnizației minime, adică 1062 de lei pentru al doilea și al treilea copil provenit dintr-o astfel de sarcină. De asemenea, dacă părintele decide să se întoarcă mai curând la serviciu, statul îi va acorda jumătate din indemnizația minimă până când bebelușul împlinește vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Revizuirea legii privind indemnizația pentru creșterea copilului e în atenția liberalilor de mai mult timp. Facem un apel către colegii parlamentari din întregul spectru politic ca, la momentul dezbaterii în plen, să voteze proiectul în forma în care a fost agreat în cadrul Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială. Ne propunem ca această lege să intre în vigoare la data de 1 iulie 2016, după ce guvernul va face rectificarea și va bugeta aceste măsuri. Astfel, facem un prim pas în vederea diminuării declinului demografic și susținem financiar cuplurile care își doresc să aibă copii. Prin amendamentele formulate, pe de o parte, susținem mama și familia, iar pe de altă parte, stimulăm reîntoarcerea mamei în câmpul muncii atunci când aceasta consideră că este momentul oportun, a declarat deputatul PNL de Hunedoara, Carmen Hărău. La școala gimnazială numărul 7 din municipiul Hunedoara se lucrează de zor. Unitatea de învățământ a intrat în plin proces de reabilitare. Ce lucrări se efectuează acolo, aflați din materialul următor. Școala gimnazială numărul 7 din municipiul de pe Cerna este parte a Colegiului Economic Emanuel Gojdu din localitate. Practic aici, prin aceste lucrări de reabilitare termică, se înlocuiește tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC cu geam termopan. Se efectuează termoizolarea zidurilor exterioare pe toată suprafața fațadelor cu polistiren prin învelopare. Totodată, se refac și spaleții și se înlocuiesc pervazele de la ferestre. Valoarea proiectului este de 517.690 de lei cu TVA, derulat prin Centrul de Execuție Bugetară, Colegiul Economic Emanuel Gojdu, iar toate lucrările trebuie finalizate până în luna octombrie a acestui an. Apicultorii români se plâng că piața românească a fost invadată de miere din export de calitate îndoielnică. Mai mult, din cauza prețurilor extrem de scăzute, mierea din China sau Ucraina este preferată în locul produselor apicole autohtone de o calitate net superioară. Mulțimea de produse contrafăcute din comerț pun în pericol, fără îndoială, sănătatea cetățenilor. Deși România este unul din cei mai mari producători de miere din Europa, supermarketurile sunt pline de falsuri, cu concursul autorităților care nu obligă la o etichetare corectă. Apicultorii români atrag atenția asupra faptului că sunt firme care importă miere de o calitate discutabilă din alte state. Ceea ce vindem noi prin magazinele noastre este miere 100% naturală, din toate punctele de vedere, analizată și răsanalizată ca să fie bine. Într-adevăr, am informații că s-a adus foarte multă miere din exterior, din China, din Ucraina, cantități imense, la prețuri foarte mici și cu calități îndoielnice. Dar organele abilitate în sensul ăsta ar trebui să facă analize și să spună concret unde au găsit mierea cu probleme. Nu să arunci așa la general o pată asupra mierii românești, pentru că ceea ce se vinde la prețurile care se vând în magazine, în unele magazine la 10 lei kilogram, am înțeles, nu-i miere românească. Din păcate, ar trebui să scrie țara de proveniență. Mai mult decât atât, consumul de miere din România este extrem de redus. Dacă în țări europene precum Olanda, Belgia sau Germania consumul de miere este între 1,5 și 2 kg pe cap de locuitor, media din România se situează sub 500 de grame.
Zeci de tineri, cei mai buni din zona noastră, dintre pasionații de șah, s-au adunat astăzi la prânz la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani. A fost etapa județeană a Olimpiadei de șah, care va desemna câștigătorii ce merg la faza națională. Cu emoții și gata să înfrunte fiecare obstacol din calea turei sau a calului, șahiștii din județul Hunedoara s-au aliniat pentru start. Sunt cei mai buni dintre șahiștii județului nostru, iar această etapă îi va propulsa în elita națională. Avem etape pe zone, deci etapa pe Valea Jiului la liceu, unde vin doi băieți și două fete care au câștigat etapa pe Valea Jiului. Mai avem de la Deva și Hunedoara, Simeria și Călan. Fiecare au zonele lor și care se califică vin aici la etapa județeană. Copiii învață șah acasă sau la cluburile elevilor, pentru că, deși a fost introdus ca materie în școală, acest sport încă nu are ore dedicate în programă. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și copii foarte talentați. Nu se fac cursuri opționale. Este un program la care am participat cu șahul în școală, avem o adeverință, am participat la curs, dar am înțeles că un proiect pe termen lung și acum se implementează. Majoritatea fac la cluburi școlar sportive, CSM Petroșan, Deva și așa mai departe. Sau acasă mai joacă, învață cu părinții și noi le organizăm etapele județene și participă și cei mai buni se califică la etapele naționale. Să urmărim grupajul de știri pe scurt. Crucea Roșie, filiala județului Hunedoara, a inițiat o campanie prin care sunt oferite gratuit meditații celor care vor să se pregătească pentru examenele de bacalaureat. Meditațiile inițiate de Crucea Roșie în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara se vor desfășura la sediul filialei hunedorene de Crucea Roșie din Deva. În fiecare zi, profesorul va fi prezent la ora 16 la sediul Crucii Roșii pentru susținerea orei de pregătire. Pot beneficia de pregătire toți cei care urmează să susțină examenul de bacalaureat în această sesiune, indiferent dacă mai sunt sau nu elevi. Meditațiile vor începe din data de 21 martie și se vor acorda până la sfârșitul anului școlar în curs. Proiectul este sprijinit de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au descins în 5 locații și au efectuat tot atâtea percheziții în județele Hunedoara, Teleorman și Mehedinți, la persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice. În cauză, 4 persoane cu vârste cuprinse între 40 și 47 de ani sunt bănuite că în perioada februarie 2014-mai 2015, în calitate de reprezentanți legali ai 4 societăți comerciale, ar fi înregistrat în documentele contabile operațiuni comerciale fictive cu deșeuri feroase și neferoase. Ulterior, prin intermediul societăților controlate, au fost supuse procesului de spălare de diferite sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni tranzacții financiare, constând în retrageri imediate sau derulare a acestor valori prin conturile bancare ale societăților, au declarat surse oficiale din Poliția Română. Anchetatorii spun că cei în cauză ar fi disimulat adevărata natura provenienței și a circulației banilor, cunoscând însă că, în realitate, provin din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală. Prejudiciul bugetului de stat este de peste 15.250.000 de lei. Cercetările penale se efectuează sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar față de cei în cauză a fost dispusă măsura reținerii, urmând a fi făcute propuneri de arestare preventivă. Despre urși panda, specie pe cale de dispariție, s-a dus vestea că sunt animale leneșe. Nu același lucru se poate spune despre ursuleții de la un centru de cercetare din China. Ca dovadă stau filmulețele care circulă pe internet și care fac deliciul rețelelor de socializare. Urși panda, considerați comoară națională în China, au cuști enorme și spații de joacă la grădinile zoo, să nu se plictisească. Ultima modă sunt toboganele, care îi fascinează. Puii de panda se rostogolesc pe tobogan, se dau pe burtă sau se iau la întrecere cu îngrijitoarea lor. Mai mult, după ce au ajuns la bază, nu se dau în lături să mai facă încă o tură și să urce în viteză scările pe tobogan, chiar dacă se mai poticnesc pe aici pe colo. Panda. I got broads in Atlanta, she's a baby in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, family, pocket swoop, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy.
Cu noi informații revenim după câteva minute de publicitate. Să urmărim acum știrile din sport. La Sala Sporturilor din Deva a avut loc joi festivitatea de premiere a celor mai buni judoka ai Ministerului Afacerilor de Interne. Competiția a fost organizată de Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne prin Biroul Coordonare Activități Sportive cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Județean Decebal Hunedoara și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara al Județului Hunedoara și în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret. Ceremonia oficială de premiere a celor mai buni sportivi s-a desfășurat în prezența oficialităților locale și județene, precum și a reprezentanților structurilor teritoriale ale MAI. Competiția sportivă se desfășoară la nivel național din 1990, iar pentru a doua oară consecutiv are loc în municipiul Deva. După două săptămâni de pauză, echipa din reședința județului revine în duelurile din campionat, urmând să întâlnească în deplasare echipa celor de la Pandurii Târgu Jiu. Potrivit site-ului hunedoarasport.ro, pe lângă punctele puse în joc, CNS Cetate Deva are de luat și o revanșă în fața grupării Pandurii 2 Târgu Jiu, care în tură a învins cu 2-0 pe terenul echipei hunedorene. Datele problemei s-au schimbat puțin de atunci, în sensul că gorjenii au cedat câțiva jucători de perspectivă la cluburi de Liga a doua, exemplele fiind Erdei și ex-deveanul Alexandru Dan, care acum evoluează pentru Ucluj. De altfel, echipa antrenată de Claudiu Mocioi nu a început prea bine returul, având o remiză pe teren propriu și o înfrângere în deplasare. Tehnicianul devean Marius Sârbu speră ca echipa sa să facă un joc bun și să obțină puncte, deși e conștient că adversarul le va pune reale probleme. Devenii nu pot conta în acest meci pe Raul Doda, nerefăcut după fractura de piramidă nazală, și nici pe capitanul Ianoș Vaida, care este suspendat. Va reveni în schimb după etapa de suspendare Mario Boldea. Partida Pandurii 2 Târgu Jiu CNS Cetate Deva se joacă mâine de la ora 15 pe stadionul Tineretului din Rovinari. Meciul va fi condus de o brigadă din Oradea, avându-l la centru pe Răzvan Lădar, asistenții acestuia fiind Rareș Lacatoș și Sergiu Albu. Să vedem cum va fi vremea în acest weekend în județul Hunedoara. Și în zilele următoare va fi foarte frig în județul Hunedoara, îndeosebi pe timpul nopții. Astfel, la noapte se vor înregistra minus 2 grade la Petroșani, Petrila și Uricani. La Orăștie, Gioagiu și Hațeg, mercurul va coborî până la minus 1 grad, iar la Hunedoara, Simeria, Călan și Brad se vor înregistra 0 grade Celsius. Ziua de sâmbătă ne aduce temperaturi destul de scăzute. Nu se vor înregistra mai mult de 7 grade la Petroșani, Petrila și Uricani, iar la Orăștie, Gioagiu, Hațeg și Brad, maxima zilei va fi de 9 grade Celsius. La Hunedoara, Simeria și Călan, la orele amiezii, termometrele vor indica 11 grade Celsius. Temperaturi foarte scăzute se vor înregistra în noaptea de sâmbătă spre duminică la Orăștie și Gioagiu, de minus 6 grade Celsius, iar în celelalte localități din județ temperaturile se vor situa în jurul valorii de minus 4 grade. Duminică temperaturile mai cresc cu 1-2 grade, iar soarele va răzbate printre nori. Cel mai frig va fi la Petroșani, Petrila și Uricani, unde nu se vor înregistra mai mult de 8 grade Celsius. Cu 1 grad mai mult vor indica termometrele la Orăștie, Gioagiu și Brad, iar la Hațeg vor fi 10 grade Celsius. Maxima zilei de 11 grade se va întâlni la Hunedoara, Simeria și Călan. În noaptea de duminică spre luni vom mai avea valori negative doar la Petroșani, Petrila și Uricani. La Hunedoara, Orăștie, Gioagiu, Simeria, Călan și Hațeg se vor înregistra 0 grade Celsius, iar la Brad va fi 1 grad.
Și în municipiul Reședința județului Hunedoara se vor înregistra temperaturi scăzute la sfârșitul acestei săptămâni. La noapte vor fi 0 grade, iar mâine termometrele vor indica 11 grade Celsius. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor coborî până la minus 4 grade Celsius. Sâmbătă se vor înregistra tot 11 grade, însă în noaptea de duminică spre luni scăpăm de valorile negative și se vor înregistra 0 grade Celsius. Aici se încheie buletinul de știri. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend cât mai plăcut. La revedere! Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.